Bună, dragele mele! Ne întoarcem cu cealaltă parte a trandafirului, cu această frunzuliță care vine prinsă de el. Da? Și să ne apucăm de lucru. Aceasta este. Voi folosi tot același fir, numai că va fi verdele acesta. Tot Carina stil. Voi lucra cu croșeta de 2 mm. Și să ne apucăm de treabă. O să lucrez pe acest alb ca să se vadă foarte bine. Deci vom face inelul. Vom începe la fel ca la petala mică. Un lanț și voi face 5 piciorușe mici în acest inel. 1 2 3 4 5. Îl vom strânge. În primul ochi de aici voi face un ochi alunecat. Trec un pic de el, vom prinde și firul acesta. Un lanț. Și vom începe primul rând acum. În același ochi voi face două piciorușe mici. 1. 2. În următoarele, tot câte două piciorușe mici. 1. 2. 1. 2. În următorul, două piciorușe mici. 1. 2. Și în următorul, două piciorușe mici. Aici nu lucrăm, în acesta. O să facem aici. Prindem și firul. Un ochi alunecat. Acum avem total 5 perechi, câte două piciorușe mici. Ca la petal. Un lanț. Tem firul pe spate. Cu atenție să nu tem materialul. Și vom face în continuare, în același ochi, un picioruș mic. În următorul, două piciorușe mici. În următorul, unu. În următorul, două. Unu. Două. Da? Unu. Două. Unu. Două. Deci termin tot cu două, la fel ca la petal. Un ochi alunecat în primul. Și mai facem un rând în care vom face în al treilea picioruș mic anterior, două piciorușe mici. Un lanț. Un picioruș mic. În al doilea. Un picioruș mic, iar în al treilea, cum am spus, două piciorușe mici. Deci, acum un picioruș mic, un picioruș mic,
două piciorușe mici. Vom continua așa până la sfârșitul rândului. Și în ultimul două piciorușe mici. Acum vom prinde cu ochii alunecat și vom face de 5 rânduri de aici, 5 rânduri, câte un picioruș mic în fiecare ochi anterior. Vom face un lanț în primul un picioruș mic și continuăm așa până la sfârșitul rândului cu un picioruș mic. Ultimul un picioruș mic, prindem cu ochii alunecat în primul, punem un marcator ca să știm, ăsta este primul rând și voi pune marcatorul aici, da? Ca să știu că am făcut un rând și mai am de făcut 4. Și voi face la fel ca la primul. Un ochi alunecat, un picioruș în fiecare ochi. O să ne întâlnim la rândul al cincelea, când după ce terminați de lucrat, voi termina și eu și ne întâlnim să continuăm după rândul 5. Am ajuns la al cincelea rând, l-am terminat și acum vreau să ne uităm din nou la rânduri, ca să nu cumva să greșiți, da? Am mijlocul, primul rând, da? Al doilea și al treilea, până unde am băgat marcatorul. Apoi am 1, da? 2, 3, 4, 5. 5 rânduri. Da, deci în total sunt 8 rânduri. Acum vom începe să facem aceste mici petale, cum le spun eu, da? Acestea care vin în jurul trandafirului. Și începem cu un lanț, în același ochi un picioruș mic. În următorul, al doilea, un picioruș mic, în al treilea, un picioruș mic, în al patrulea, un picioruș mic, în al cincelea, un picioruș mic, da? Aici voi face acum un lanț și întorc lucrul în primul, da? Vedeți ochișorul 15 pe partea din spate, acum vom lucra în ele. Și vom face în primul un picioruș mic, în al doilea două piciorușe mici, 1, 2, în următorul, în al treilea, un picioruș mic, în următorul, două piciorușe mici și în ultimul, un picioruș mic. Facem un lanț și întoarcem.
La sfârșitul rândului aici vom avea în total 7 piciorușe mici. Întoarcem din nou și vom lucra din primul ochi. Vom lucra 4 rânduri de aici. Câte un picioruș mic în fiecare ochi. Și în total vom avea 7 piciorușe mici timp de 4 rânduri. Deci acesta este un rând, un ochi de lanț, întoarcem. Al doilea rând, un ochi de lanț, întoarcem. Pornim al treilea rând. Am terminat al treilea rând, un ochi de lanț, următorul și ultimul rând, câte un picioruș mic în fiecare ochi. Am tot 7 piciorușe mici, deci am lucrat bine, da? Voi face un ochi de lanț, voi întoarce lucrul și nu voi începe din primul picioruș mic, acesta, da? Voi face din al doilea, deci din acesta, da? Deci nu din acesta, din următorul, din acesta. Voi lucra până la capăt câte un picioruș mic. În felul acesta vom scădea. 2, 3, 4, 5, 6. Deci am scăzut un ochi. Un ochi de lanț, întoarcem. Nu voi lucra din primul, da? La fel ca la rândul anterior, voi lucra din al doilea. 1, 2, 3, 4, 5, observați că a mai scăzut un ochi. Un ochi de lanț, întoarcem. Nu voi lucra din primul, din al doilea. 1, 2, 3, 4. Un ochi de lanț, întoarcem, nu din primul, din al doilea, 1, 2, 3, un ochi de lanț, nu din primul, din al doilea, 1, 2, un ochi de lanț, nu din primul, din al doilea, doar un picioruș mic, nu mai facem ochiul de lanț, întoarcem lucrul și în acest ochi, de aici, da? Vă arăt mai aproape, deci din acesta, da? O să facem tot un picioruș mic. Dați un pic mai larg. Deci de aici un picioruș mic. Acum fac 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, da? De croșetă. Voi tăia firul un pic mai lung. Strâng un pic
Și aceasta este frumoasa noastră primă petală. Da? Vom continua a doua petală. Da? Voi începe din ochiul care este lucrat la ultima petală, de la acesta. Da? Ca să se vadă foarte frumos. Voi face un ochi de lanț. Da? Voi înge în același loc pe dedesubt, prind și firul și voi face un picioruș mic. Am deja un. În următorul al doilea, în următorul al treilea, în următorul al patrulea și în următorul al cincelea. Am prins și firul, după cum observați. Aici întoarcem și tăiem restul de fir ca să nu se prindă în lucru. Și vom face un ochi de lanț. Vom lucra la fel ca la prima petală. În primul un ochi, un picioruș mic, în al doilea două piciorușe mici, două piciorușe mici, în următorul un picioruș mic, în următorul două piciorușe mici și în următorul un picioruș mic. Facem un ochi de lanț și de aici facem 4 rânduri cu câte un picioruș mic în fiecare ochi. Avem tot 7 piciorușe mici. Un ochi de lanț, întoarcem. Începem al doilea rând. Un ochi de lanț, începem al treilea rând. Un ochi de lanț, începem al patrulea rând și ultimul. Un ochi de lanț și începem să scădem, adică nu vom lucra din primul ochi, vom lucra din al doilea, piciorușe mici. 2, 3, 4, 5, 6. Facem un ochi de lanț. În următorul, nu din primul, din al doilea. 1, 2, 3, 4, 5. Un ochi de lanț, nu din primul, din al doilea. 1, 2, 3, 4, un ochi de lanț,
nu din primul, din al doilea. 1, 2, 3, un ochi de lanț, nu din primul, din al doilea, 1, 2, un ochi de lanț, nu din primul, în al doilea, un piciorul mic, nu mai facem ochiul de lanț, ne întoarcem și facem în acest ochi, da? Un piciorul mic, facem 5 ochiuri de lanț, da? Tem firul, și la fel cum am lucrat aceste două petale, dar se văd foarte frumos prinse aici la jumătate, le vom continua pe celelalte 3. Deci vom începe din acest ochi și vom face 5 piciorușe mici, da? Apoi vom termina petala, vom începe tot din ochiul acesta, iar când vom termina, vom ajunge la capăt, vom avea un ochi de la a patra petală și un ochi de la ultima și 3 la jumătate. O să revenim la ultima petală. Acum începem cu ultima, cum v-am promis. Deci o să avem 1 aici, 2, 3, 4 și al cincelea va fi exact piciorușul de la celălalt. Și vom începe. Prindem și firul de desubt, un lanț, un picioruș mic, al doilea, al treilea, să vedeți bine, al patrulea și al cincelea. Tem firul, scuze, da? Acum vom face un lanț și ne întoarcem și lucrăm la fel ca cele 4 petale de mai devreme, da? Deci aici o să vă las să lucrați singure, pentru că știți deja cum lucrăm. Am terminat, după cum vedeți. A ieșit foarte frumoasă și acum vă voi arăta ce vom face în continuare pentru a ne ieși acest superb trandafir. Eu am o candeluță parfumată, puteți să alegeți ce parfum doriți ca să iasă trandafirul parfumat. O aprind. O voi folosi de o pensă ca să nu mă fring și voi lua fiecare petală cu răbdare, da, foarte multă răbdare. Le voi veți observa că vor deveni foarte bățoase la atingere. Da, trebuie să fiu atentă să nu ard materialul, adică să fie o distanță un pic mai ridicată. Așa, vă luăm pe următoarea. Dar încet. Voi scăpa de perișorul de pe margine.
pe spate acum. Fii atentă să fie cam de aceeași mărime aceste ațe lăsate, cam la aceeași dimensiune. Voi face și pe parte și pe alta. Chiar dacă o parte vine în interior și nu se observă. Așa. Este gata. Da? Aici am greșit eu. Dar nu e nicio problemă că o să pot să-i lipez un fir cu pistolul. Dar în caz că greșiți, puteți lipi cu pistolul un fir și veți avea... Acum voi face și petalele, da? Deci am spus că cele mici vor fi 4. Da, ațica aceasta o voi desface și voi prinde petala în felul următor, ca să pot să lucrez foarte ușor, da? Și rapid. Și voi continua așa cu toate petalele. Observați că prinde un luciu petala. Și să știți că este și parfumată. Și veți continua la fel până veți termina toate petalele. După ce le voi termina și eu, ne vom revedea din nou. Începem frunzulița. Mai întâi ne pregătim sârma. Eu cumpăr sârmă galvanizată la kilogram. Nu cumpăr sârmă din mercerie pentru că mi se pare foarte scumpă. Și îmi fac 3 sârmulițe pentru cele 3 frunzulițe. Vă spun imediat de câți centimetri. De 18 centimetri fac această sârmuliță în 2. În 2 aici un pic. Iar apoi o desfac. Îmi fac 3 astfel de sârmulițe. Măsurând cu aceasta, mi le fac pe celelalte două. Așa. Aici am doi. Tai. Și mai fac încă una la fel. Doi pentru vârf.
acum am 3 sârmulițe și ne apucăm de lucru. O să avem nevoie de acesta, de farfec. Face strânge, îi face lanțul, voi face un lanț de 11 ochiuri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voi lucra tot cu croșeta de 2 mm. Și voi începe, nu din primul, din al doilea ochi. Voi face un picioruș mic în primul ochi. În al doilea ochi voi face un picioruș dublu tras. Așa. În al treilea voi face un picioruș dublu. În următorul voi face două piciorușe triple. 1, 2, 3 și încă unul. Două triple. În următorul voi face unul triplu. În următorul voi face două triple. Două triple. În următorul voi face unul triplu. În următorul voi face unul dublu. În următorul unul dublu tras. În următorul unul mic. Un lanț, da? Voi ține croșeta așa și voi băga după acest lanț marcatorul meu. Aici va fi vârful și voi mai face încă un picioruș mic în același ochi. Pe partea asta altă încerc să prind și firul. Voi face unul dublu tras în următorul. Unul dublu în următorul. Unul triplu în următorul. În următorul două triple și observați că, uitați, chiar se vede, pică cap în cap cu celelalte piciorușe. Deci unul triplu și încă unul în același ochi. Acum voi face unul triplu în următorul. În următorul două triple. Două triple. Mare atenție, acum nu voi face unul triplu, voi face unul dublu. Apoi unul dublu tras. Unul dublu tras. Un picioruș mic. Am prins și asta aceasta. Da, o să tai vârful acesta de ață. Iar acum, în acest ochi, primul, dați-l de aici, da? Acesta, voi face un ochi
alunecat. Da? Observați că deja a luat formă de frunzuliță. Este foarte ușoară de făcut. Voi lua sârma. Da? O voi îndrepta ca să nu mă înțepe la deget. Voi băga, îl mări un pic ochiul și voi băga acest capăt al sârmei pe ochi. Voi strânge, voi lucra în zona aceasta a sârmei ca să pot lucra repede și să nu mă deranjeze și voi face un ochi de lanț. Iar acum voi prinde această sârmă cu piciorușe mici. Voi începe. Un picioruș mic. Deci în fiecare ochi anterior voi face piciorușe mici până în vârf. Voi prinde această sârmă. Nu strâng prea tare. Lucrez nici larg, nici prea strâns. Am ajuns la ochiul din vârf unde am marcatorul, îl duc până sus, sârma, scot marcatorul și în ochiul acesta voi face așa, un picioruș mic, un lanț, bag din nou marcatorul ca să știu unde mi-este vârful, da? Și voi face încă un picioruș mic în același ochi. Îl trag în vârf, da, desfac sârma, așa și o curbez un pic, felul acesta, ca să-mi vină ușor la lucrat. Și voi face piciorușe mici în ochiurile ce urmează. În toate ochiurile, îi face piciorușe mici până în capăt, da? Îi trage aceasta în vârf. O voi așeza cu mâna frumos. Ia aspectul frunzei. Suntem în ultimul ochi, unde facem un picioruș mic, aranjăm foarte bine, tragem să ne iasă frunzulița, observați, îndreptăm sârma, bucăm în primul ochi de aici și facem un picioruș alunecat. Acum tragem sârma și o băgăm după sârmulițe, da? O prindem, o tragem aici, ușor, tindem bine și aranjăm sârma, tragem și continuăm ultimul nostru rând, unde vom face așa. În primul ochi voi face un... O să bag sârma așa, pe dedesubt, ca să pot lucra, căzut marcatorul, dar nu e nicio problemă că știu unde este. Așa. Deci, un lanț, al doilea ochi de lanț, da? În următorul picioruș anterior facem un ochi alunecat. Iar facem două ochiuri de lanț. În următorul un ochi alunecat. Și vedeți că o să ne iasă. Deja începe să se contureze foarte frumos. Două lanțuri, un ochi alunecat,
Este foarte frumos pe margine. Două lanțuri, un ochi alunecat. Două lanțuri, un ochi alunecat. Așa o să continuăm până în vârf. Două lanțuri, un ochi alunecat, mai avem două lanțuri, un ochi alunecat și am ajuns în vârf, la ochiul acesta, de vârf, da? Unde o să băgăm pe sub ochi, da? Pe aici, da? Dar o să prindem și vârful sârmei și o să facem un picioruș mic în același ochi, da? Vă observați că am prins și sârma. Apoi vom face un picioruș dublu tras, un picioruș dublu trei ochiuri de lanț prinse cu un picou aici. Un picioruș dublu în același ochi, un picioruș dublu tras și un picioruș mic pentru vârful frunzei. Observați cum este vârful frunzei, da? Acum o să continuăm cu două lanțuri. Cu două lanțuri și câte un picioruș alunecat până la sfârșitul, până la capătul frunzei. Iar apoi o să vă arăt cum facem în continuare când ajung aici. Ajuns în capăt. Voi face acum un ochi alunecat aici, da? Aranjez foarte bine frunzulița, îndrept și sârmulițele, iar trec, țin foarte bine și trec. Voi face aici, voi strânge, dar nu ca să rup firul, ușor, cu atenție. Voi îndrepta sârmulița. Da? Voi așeza și voi începe să dau firul peste sârmuliță. Eu o dau de 50 de ori, apoi desfac sârmulița așa, bag firul pe aici și o închid foarte bine cu mâna. Da? Tem firul. Sârmulița o lăsăm așa
Și aceasta este frunzulița noastră. Vom face astfel de frunzulițe încă două, vom avea trei în total. Și voi reveni atunci să vă arăt cum le lipim și le punem de coada trandafirului.